Începem lucrările ședinței de astăzi cu ordinea de zi pe care fiecare din asta a primit-o în invitație. Și o să începem cu punctul numărul 1, alegerea unui președinte de ședință. Vă rog să faceți o propunere pentru cei care n-au mai, unul din rândul celor care n-au mai fost. Dacă este loc, vin acolo. Dacă nu, stau aici. Da. Nu trebuie loc. De ce nu sunt locuri, domnul? Nu. Eu nu scaunul, dacă nu este. Nu, nu. Cine este pentru alegerea domnului președinte de ședință? Mai punem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Mulțumim, o suplimentare. Am la punctul 10. Deci la punctul 10, proiectul hotărârii privind aprobarea studiului de oportunitate în vederea stabilirii modalității de gestiune a transportului public local de călători prin curse regulate în municipiul Bacău și zona metropolitană. Cine este pentru suplimentare? Adresa a venit. Ieri. Începem cu punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului a cheltuielilor aferente proiectului și a depunerii proiectului construirea, echiparea și operaționalizarea unei creșe mici în Comuna Hemeiuș în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență a României, componenta 15 educație. Proiect inițiat de domnul primar Sava Cozate. Vă dăm cuvânt. Referat de aprobare, privind aprobarea proiectului a cheltuielilor aferente proiectului și a depunerii proiectului construirii, echipare și operaționalizarea unei creșe mici în Comuna Hemeiuș, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, componenta 15 educație. Domnilor consilieri, în baza prevederilor, Planul Național de Redresare și Reziliență a României, aprobat de Consiliul Uniunii Europene în 20 octombrie 2021, Ordinul Ministrului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației 1254/2022 pentru aprobarea ghidului specific, condițiile de accesare a fondurilor europene aferente Planului Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR 2022, componenta 15/1 PNRR 2022, așa, articolul 44 alineatul 1 legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificări și completări ulterioare, articolul 1 alineatul 1 articolul 8 din legea 50/91 republicată cu modificări și completări ulterioare, prevederile ordinului 139/2009 republicat cu modificări și completări ulterioare privind normele metodologice de aplicare legii 50, Ordonanța de urgență 57/2019 privind codul administrativ, din studiile efectuate la nivel de comună, reiese necesitatea construirii echipării și construirii unei creșe mici pentru maxim 4 grupe de copii, în vederea reducerii dispariților la nivelul comunii și a integrării copiilor în zona marginalizată ca efect pozitiv în creșterea activității localității. Oportunitatea construirii unei creșe este dată de posibilitatea finanțării obiectivului de investiții în cadrul PNRR componenta 5. Terenul propus pentru construirea creșii are o lungime minimă de 41 metri cu o lățime de 41 cu o lungime minimă de 63,09 și se află în cazană cu comunitate. Caracteristicile construcției propuse.
suprafața construită la sol, 1244 metri pătrați. Cotul 51,2, cutul 0,49, înălțimea maximă 7,75. Toate chestiile astea sunt luate din ghidul implementat. Valoarea maximă eligibilă proiect se solicită a se finanța prin PNRR, componenta 5.1.1. Valoarea maximă euro fără TVA este de 2.005.806,54 lei. Valoarea maximă în euro cu TVA 2.386.909,79 lei. Valoare maximă fără TVA, valoare maximă cu TVA. E trecut și devizul? E trecut valoarea cât se acordă. Că atâta nu se trece. Da, păi nu. Astea sunt banii care îi dau Uniunea Europeană. Am înțeles. Valoarea neeligibilă în proiect, maximum fără euro, 0 lei. Valoarea maximă euro cu TVA e tot 0. OATEP-ul în urmă se angajează să finanțeze toate cheltuielile meritive care asigură implementarea proiectului construire, echipare operațională și de servicii în comuna Inurgi, astfel cum acestea vor rezulta din documentate tehnico-economice și se va întocmi în etapa de implementare. Supun spre aprobare în cadrul ședinței Consiliului Local proiectul de cheltuieli aferente proiectului depunerea proiectului construire, echipare, operaționalizare unei creșteri mici în comuna Inurgi în cadrul Planului Național de Dezvoltare Reziliența României aprobat de Consiliul Uniunii Europene în 28 octombrie 2021. Prezența, da. Dacă sunt discuții la punctul 2, cineva vrea să ia cuvântul? Ce o problemă? Dacă nu se punem la vot, cine este pentru? Foarte bun. Da, ca o precizare, nu știu dacă ați avut pe invitații trecută cu ora. Da, 12. Nu. Nu, eu am venit la 12 și un minut. Nu, am n-am întrebat poate mi-a și doamna secretară. Da, da, da. Da. Trecem la punctul 3. Nu, mă gândeam că e o scăpare de-a noastră și de asta. Nu, 12 și un minut. Proiect de hotărâre. Nu, dar n-am spus, dar poate era 12 și un minut, chiar de asta am spus. Dar era, eu urmăresc. Nu, nu, poate încep ședința, de asta, nu. Proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinației imobilului situat în satul Hemeriș, comuna Hemeriș, județul Bacău, în care funcționează școala Grigore Tăvăcaru, în vederea demolării unei cărți din corpul de clădire C1, care cuprinde grupurile sanitare, un spațiu tehnic și o magazie, proprietate publică a comunei Hemeriș, județul Bacău, precum și abrogarea hotărârii Consiliului Local Hemeriș, numărul 20/15/3/2022. Proiect inițiat de domnul primar Sava Constantin. Avem două referate de aprobare pentru cele două proiecte. Am mai discutat acest caz. Am dat o hotărâre de Consiliu în luna martie. Acolo la minister ne s-a trimis răspuns că trebuie să precizăm exact toate suprafețele, nu așa, numai suprafața care trebuie să numai atunci, de 40 de metri sau... Deci asta s-a întâmplat, au cerut detaliat, de exemplu, spații propuse pentru desfințare. Are construit de desfășurat 42 metri de 85 și de acolo ne-a spus, domnule, explicați ce înseamnă. Ce cuprinde? Și am explicat. Am văzut că ați anunțat la o anexă, la dincolo, la Ion Simenescu. Da, s-a avut o formulare. Da? Nu mai necesită să intervine. Nu s-a mai... Pur și simplu nu mai era. Da. Și ca să o scoateți din documente, adică să fie în ordine. Exact, pentru că în perioada anului 2012 a chicura anexa suricate funciară și atunci trebuie să venim cu explicații. Și avem șanse cu școlile acum, dacă trimitem astea? Că am văzut că modificăm hotărârile anterioare, 19 și 20. Șanse avem, dar gândiți-vă că din 2017, dacă tot o să mai mergem încă vreo 3-4 ani. Poate plouă. Da. Aluni am avut vizită în teren a specialiștilor de la teren. Nu de la port? N-au venit și-au dat la fierna? Da, da. Deci, adică la 6 luni voiau să vadă care e stadiul lucrărilor. Da. Deci nici o școală din județ, nu, la ora actuală, nu, toți sunt cam în aceeași fază. Da.
Vreți să vă arăt și pozit? Deci o facem despre consultantul, despre consultantul de la ADR care au proiecte pe POR. Nu vorbim de PNR. De POR, de POR și școli. Deci cel care se ocupă și de comuna noastră mi-a spus că județul Bacău Mare încă șase... Dar eu gaz la una acum, ce vorbim? Eu vă spun, ce mi-a spus cel de la neam. Haideți să vă întreb ceva, îi mutăm copiii până la urmă? Deci mutați de la 1 septembrie în școală? Mutăm. Mutăm. De la 1 septembrie. De la 1 septembrie. Din momentul începerii lucrărilor. Începe lucrări. Mai e. Vă să începeți în locațiile vechi și mutați? Da. Pe parcursul anului, dacă... Și acolo o să trebuiască să facem alte investiții. Păi știu că am votat, n-am rezultat lucrul ăsta. Racordare la canalizare. Corient electric. Corient electric, gazul metan. Bun, supunem la vot punctul 3. Cine este pentru? Este 3 și 4. Asta mă așa. Da, da. Și 4. Una e în Simenescu și una e Grigoriu. Propunerea de schimbare a destinației mobile este tot același lucru. Numai că este C1, cuprinde cu bibliotecă de sală de clasă, cu C2, care cuprinde și grupul sanitar. Deci merg la pachet 3 și 4. Da. Unanimitate. Mergem la punctul 5. Proiect de hotărâre privind avizarea documentației plan urbanistic zonal pentru investiția parcelare teren cu număr cadastral 68380 în mai mult de 3 parcele în vederea construirii și locuințe și amenajare drum SAP Hemeiuș, strada Grădinarilor, numărul 27, comuna Hemeiuș, județul Bacău, beneficiari Dima Adrian și Dima Melania. Proiect inițiat de domnul primar Sava Constantin. Da, este vorba tot din puz. Grădinarilor. Suprafețele propuse sunt mult mai mari față de obicei. Am văzut 700, 900, dar cine face puzul ăsta? Că parcă discutasem când vine de acum, domnule arhitect, pe aici. Am chemat, dar n-a ajuns. Da? Da, nu cred că nu sunt probleme. Doamna, cred că doamna Beurea. Nu. Da. Deocamdată e acordul de principiu la puzul ăsta, ca și la cealaltă, că urmează... Da, am văzut că e numai parcelarea. Numai parcelarea, da. Loturi construite, da. În total 9, suprafețe între 765 și 965. Și drumul e lat, am văzut. Păi da, dar 6.000 și ceva, 68.000. E altă treabă, altă drumul. Dar și așa nu construiește. Ci ne parcelează ca să stea. E treaba lui ce faci. Să punem la vot punctul 5? Da. Cine este pentru? Trecem la punctul 6. Proiect de hotărâre privind realizarea obiectivului de investiție, demolare și refacere în pernuire parțială, curte primărie identificată cu numărul cadastral 1635 și realizarea de reparații trepte, acces, curte primărie, sat Hemeiuș, comuna Hemeiuș, de Bacău, proiect înțeleg de domnul Marț Sava Constantin. La proiectul de hotărâre privind obiectivul de investiție, demolare și refacere în pernuire parțial, curte primărie, identificarea cu numărul cadastral 1635 și realizarea de reparații drept de acces curte primărie în sat Hemeiuș, comuna Hemeiuș, județul Bacău. Este vorba de scările de la intrare și gardul care duce în spatele primăriei, la post de aici până sus, la proprietatea, la vecina Buchiuță. Da. Pentru finalizarea acestor acțiuni și în temeiul prevederilor articolului 36 al neatul 1 din ordonanța de urgență a lui 56 săptămâni și proiectul administrativ, îmi exprim inițiativa de promovare a proiectului de hotărâre și de realizare obiectivului de sistem, demolare și refacere în pernuire, parția curte primărie identificată cu numărul 1635 și realizarea de reparații drept de acces curtea primăriei s-a primit cu mai mult. Dacă sunt, discute ceva la punctul 6? Cât costă? Păi, total 43.388. Dacă mai sunt discuții, supunem la vot punctul 6. Cine este pentru? Mai este un proiect la numărul 7. Da, proiect de hotărâre privind realizarea reparației parapet, baza sportivă, nu știu funcțională, sat Hemeiuș, comuna Hemeiuș.
nu numai parapet, că mai avem aici, am aprobat și avem de linie și pentru parapet și pentru... Vopsitorie și schimbare centrală și... Exact, toate, da, da. Aici avem de viză în spate. Este... Da, 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 da. Discuții, da, s-a discutat problema asta, dar trebuie. Păi nu, dar asta e o suplimentare la lucrări, înțeleg, că e o suplimentare la lucrările de la trecută, nu? Noi suntem pe Nicol, tribunele, pe acolo, parapet. N-aveam parapet, da. N-aveam nici piciorul acolo. Da. E de lemn, de atâta ani voi, de parapet. Dar nici trebuia la numai, da, s-a atâta ani. Supunem la voi, punctul 7? Unii, unii. Cine este pentru? Mulțumim. Trecem la punctul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului teren în suprafața de metri pătrați. Din intravilanul comunei de Meiuș, de Trubacău, aparținând domeniul public al comunei din imobilul cu numărul cadastral 6068580, parc industrial HIT, Emeiuș, proiect inițiat de domnul primar Sava Constantin. Da, dacă lunile trecute ne-am comutat o suprafață pentru Tecnostamp, acum, pentru din mercate, acum din cei de la Tecnostamp pot să-și construiască pe o suprafață, suprafață care face parte integrată din toată suprafața parcului și pot să scoată suprafața de 5.000 sau câte acolo. 26.153. Da, suprafața lor vor să iasă cu ea din 120. Ca să putem trece în privat, poate construi. Să punem la vot? Punctul 8. Cine este pentru? Punctul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției Comunei Hemeiu, județul Bacău, către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău. Proiect inițiat de domnul... Ca la orice asociații, unii suntem membri, trebuie să venim și cu un aport financiar. La fel și la zona metropolitană, trebuie să venim cu o contribuție. Păi ai făcut asociația asta, nu? Da. Am da. Văzut un rom de om. Contribuțiile. Da. Un locuitor. Păi nu poate funcționa astea. Trebuie bani. Dar cât s-au ieșit locuit? Așa nu s-a încheiat nici în mai ieșit pe 31. V-am trimis mesajul aseară pe WhatsApp, pe grup. M-a informat cetățenii. Vom încerca să asigurăm... Un punct fix, cumva, aveți? Da, primării, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică, va fi din colegii noștri cineva prezent aici care să le poată prelua date de ce se recenseze. Aș fi mai ușor dacă am știut cei care nu s-au recenzat. Noi știm, am discutat direct, l-am explicat. Da, 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 recenzuri, foarte, da, foarte greu, foarte dificil. Poate să fie eliminit personal. Pe site-ul primăriei a scris. Pe site, pe Facebook, prin stații, prin porți. Păi colegii noastre au mers zi de zi cu poliția locală, am mers și am făcut informații, am căutat cetățenii, ne-am lăsat, nu știu, interni foarte. Nu mai din telefon încât să apeleze. În funcție de numărul locuitor, să primim și noi alocări de fonduri, în funcție de... Nu suntem la jumătate. Da, da, da. Avem 50%? Avem 57%. Trebuie să ne ducem undeva la 130%, ca să avem rezultat. Adică s-o părți și pe elanți. Adică să ne menținem la numărul de populație de 6.242. Sau măcar 5.000. Nu bat niciunii din dat. Dacă dintre dumneavoastră nu s-au recenzat, puteți rămâne în serviciu ședința. Și verificați-vă și cu autorecenzarea, că să știți că sunt surprizi. N-au mers la formă. Da? Da. Da. Eu spune la vot. Spune la vot. Cine este pentru? Da, da. Și la punctul 9 avem tot... La punctul 10 a fost anunțat de doamna secretară. Da, dar e făcut materialul. O vizită de leacă, da. Da. Deci, la adresa venită ieri, referat de aprobare. La proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate în vederea stabilirii modalității de gestiune a transportului public local de călători prin curse regulate în municipiul Bacău și zona metropolitană. Domnilor consilieri, având în vedere, în locul local 77 din 3 septembrie 2021, din
participarea Moldovei de Bacău la elaborarea proiectului de operativitate și fundamentare pentru gestiunea serviciului de local de călători prin curse regulate în municipiul Bacău și zona metropolitană. Așa, ce? Bani. Mai avem? Terminat. Nu sunt bani. Privind la aprobarea participării unității administrative teritoriale comunei Himeiu, județul Bacău, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, componenta 10, fondul local, investiția 1.1, înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public, achiziția de vehicule nepoluante și depunerii proiectului modernizare și extindere transportului public la nivelul zonei metropolitane a municipiului Bacău, prevederile legii 92/2007 a serviciilor de transport public local, prevederile legii numărul 51/2006 privind servicii comunitare de utilități publice republicată cu modificări și completări ulterioare. Având în vedere cele enunțate mai sus și în temeiul prevederilor articolul 129 alineatul 1, alineatul 2, litera D, alineatul 7, articolul 139 din ordonanța de urgență a guvernului, ordonanța de urgență a Guvernului 57/2019 privind codul administrativ, nu mi-a exprim inițiativa de promovare a proiectului de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate în vederea stabilirii modalității de gestiune a transportului public local de călători prin curse regulate în municipiul Bacău și zona metropolitană. O să avem, o să găsiți pe site-ul primăriei și un chestionar pe care noi am răspuns ca primărie. O să trebuiască să mai completăm până la 200, că așa e normativul, după populația pe care o avem. Și vor începe studiul de fezabilitate în toate comunile, firma care câștiga licitația. Dar și traseele intră aici, acum? Și traseele și frecvența. O să vedem în fiecare comună, o să stabilim și traseele și frecvența. În urma studiului o să vedem. Ca să nu mai uităm zona asta a fântânării, adică se poate stabili un traseu cu dus întors, un circuit. Fiind zona metropolitană. Dați pe cine să răspundă la chestionar. O să fie același operator, doamnă, pentru că acum nu se înțeleg operatorii între ei. Știu. Un operator de mărgen, unul de Himeiuș. Atunci fiind același operator. Și varianta e animă. Iar nimănui, exact. Da. Noi cu la fântânele avem. Am reușit în ultimii ani să avem câteva curse pe zi. Nu cât ne-am dorit noi. Nu era nici populația de acum la licitația din 2016 sau când au fost ultima licitații. În schimb, ușor, ușor, sper să rezolvăm lucrurile. Dacă sunteți de acord cu... Spune la vot punctul 10. Cine este pentru? Dacă nu supunem la vot procesul verbal de luna trecută. Când a fost, da. 29 iunie. Da, acest proiect cu Creșa îl vom depune și pe CNI.